Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o etalare pentru cei născuți în Zodia Fecioarei sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Zodia Fecioarei. Pentru luna martie 2019, după cum vedeți, am așezat, am etalat cărți din mai multe categorii. Sper ca fiecare mesaj or să vină mesaje pe mai multe căi, sper ca măcar câteva mesaje să ajungă la fiecare, chiar dacă nu tot mesajul, întreaga poveste, măcar vă luați câteva idei, câteva sugestii, care sper că vă vor ghida în luna martie sau perioada următoare, pentru că timpul e fluid, evident nu ne fixăm pe o perioadă de 30 de zile măsai. Am o serie de mesaje speciale pe care le am simt că le-am primit în timp ce am făcut o scurtă meditație înainte de această etalare, dar pe care le voi adăuga la sfârșit pentru cei care nu au răbdare. Cei care au răbdare vor asculta până la sfârșit și vor vedea despre ce este vorba. Acum să trecem la fapte. După cum vedeți, și voi și eu aveți în categoria acestor cărți de oracol două cărți foarte frumoase, Trust și Counseling. Cred că unii dintre voi vă întâlniți cu cineva care vă conciliază într-o problemă de suflet, aveți o întrevedere față în față, o persoană de încredere, o persoană care poate să vadă ca într-un glob, de aur, argetiu de sticlă, cum vreți voi, anumite aspecte pe care poate voi nu le vedeți și vă conciliază. Da? Unii dintre voi, unii dintre voi, începeți să aveți încredere în sentimentele, în visele voastre care vă ghidează zi de zi, în cariera pe care ați ales-o, în viața de familie și în viața socială. Și având încredere din ce în ce mai mult în ele, reușiți să ajungeți la un în grad de înțelepciune mai special, mai ieșit din comun și puteți să-i conciliați și pe alții. Dar în primul rând, să vă conciliați pe voi înși vă. Pot această imagine să o interpretez de ca și când dumneavoastră vorbiți cu sufletul vostru, cu partea voastră spirituală. Aveți aici, la sfârșitul acestei, acestui set de cărți, niște cărți interesante. Light and Love, Study, Author și Practice. Simt că pentru unii dintre voi, dintre cei născuți în Zodia Fecioare sau cu Soare, Lună, Venus sau Ascendentul Fecioară, este un moment special în care trebuie să învățați să studiați Lumina și Dragostea. Și o să vedeți la sfârșit și mesajul, sau o să auziți, mesajul pe care l-am auzit în timpul meditației, pe care o fac înainte să etalez cărțile. Da? Deci, pentru unii dintre voi trebuie să studiați noțiunea de lumină și de dragoste, din perspective noi, intuitive, nu logice. Și, eventual studiind, cum am zis, ajungeți la un grad de înțelepciune și practicând, nu doar studiind, practicând după perioada de studiu, începe să și practicați Anumite lucruri pe care le descoperiți în această perioadă de studiu, și poate, într-un timp, veți ajunge să fiți și autori. Autori de carte, poate blogări, care vor veni în ajutorul celor care vă vor cere sfatul. Bănuiesc că aceste. Cărți se vor manifesta mult timp de acum încolo, poate acum este doar acel moment energetic, acel portal prin care trebuie să treceți ca să începeți să le manifestați. Din seria acestor cărți, ale hărților, 10 cărți foarte frumoase, pentru luna martie, pentru cei născuți în Zodia Fecioare, vă este această carte. Simt că pentru unii dintre voi poate trebuie să studiați. Niște chestiuni legate de cultura latină, spaniolă. Este o zonă foarte controversată, aceasta a Spaniei, chiar a Portugaliei. Aici este un, un punct de întâlnire între mai multe culturi. Și este o, o zonă latină foarte complexă și contradictorie pe care ar fi interesant de explorat, de studiat, că tot va a ieșit uh, cartea studiului, da? Poate unii dintre voi faceți o călătorie în acea zonă. Poate aveți nevoie de mai multă căldură în viața voastră. Și nu mă refer la doar, doar la căldură fizică, la soare. Mă refer la un comportament mai cald, mai extrovertit. Unii dintre voi, în general fecioare, în general, nu toate, evident, fecioarele sau cei cu planete în fecioare sunt mai pământeni, mai reținuți, unii chiar timizi. Poate Gândindu-mă la această cultură latină, poate e bine să îmbrățișați un fel de a vă exprima mai exuberant, mai extrovertit, sau vă întâlniți cu cineva care reprezintă toate aceste trăsături. Am încercat să aleg și câteva cărți pentru zona financiară, pentru cei care chiar mai uh, caută răspunsuri în acest canal. Eu uh, personal, pot să anunț de, de acum, dacă nu s-a înțeles până acum, uh, nu țin musai să mă specializez pe citiri financiare sau să vă spun dacă vă găsiți job ori nu vă găsiți. Am alte lucruri, eu personal simt că am alte lucruri de împărtășit cu voi. Pentru cei care vreți Sfaturi în această privință. Probabil că veți găsi cititori în tarot care s-au specializat pe această zonă. Dar, totuși, am ales o serie de cărți, am așteptat un răspuns privitor la starea voastră financiară a unora dintre voi sau legătură cu un job. Și am primit 2 de spade și 9 de monede, care a venit destul de greu, foarte greu a venit. Ceea ce înseamnă doi de spade sau inimă neagră, înseamnă un moment de decizie. Un moment de decizie care e foarte greu. Voi, în general, vreți să fiți practici, logici, încercați. Dar, după cum arată și această carte, este momentul să vă conectați la sentimente, la vise, la simțuri, la acele lucruri aparent ciudate, dar care ne ghidează mult mai profund în viața de zi cu zi. În momentul în care vă, vă ghidează la intuiție, vă conectați, scuzați-mă, la intuiție, atunci veți putea înțelege și această carte nouă de monede, care reprezintă de obicei nu, nouă de monede, reprezintă o persoană independentă, financiar, foarte stabilă. Dacă nu sunteți, veți deveni sau veți găsi soluția cum să deveniți. În contextul unei căutări sau cum să exprim mai bine? În cazul celor care căutați un job și nu-l aveți, trebuie să luați decizia cea mai bună în ceea ce privește momentul când aplicați cv firma la care aplicați, Poate în disperare să încercați în mai multe locuri, și din acel motiv să nu manifestați sporul pe care trebuie să-l manifestați. Din acest motiv uh, sunteți chemați să vă conectați la intuiția voastră, da, și în acel moment veți ști exact unde să aplicați sau în ce să investiți ca să ajungeți la un spor financiar, la un echilibru material pe care vi-l doriți. Asta pentru că, în... pentru unii dintre voi, Ați trecut printr-o perioadă de 5 de inimă roșie, reprezintă 5 de cupe, da? O perioadă de regret, de supărări, de tristețe, în care v-ați conectat foarte mult la trecut, da? Sper că mă înțelegeți. Renunțați la trecut, lăsați regretele, tristețe și hotărâți-vă ce, ce drum aveți de luat. Am spus că măcar pentru martie vreau să știu fiecare zodie să aflăm împreună cam pe ce chakra ar trebui să se concentreze la un moment dat. Pentru martie, pentru fecioară, a ieșit ultima ceacră, a șaptea, Sahasara. Dar, bine, evident, mesajul este sau invitația de a vă conecta la aceasta sau de a lucra cu această ceacră. Mesajul este pentru toată lumea, pentru toți cei născuți în zodia fecioare sau cu planete în această zodie, dar, totuși, mesajul este mai ales pentru bărbați, pentru partea masculină. Este o ceacră foarte importantă. Poate unii dintre voi aveți probleme cu părul. Poate unii dintre voi aveți dureri de cap sau uh, sunteți capul familiei și de dumneavoastră atârnă multă responsabilități și din acest motiv, eventual, chakra aceasta se poate bloca. Sunt multe variante. O să încerc, ca să nu mă lungesc foarte mult, o să încerc să adaug ori pe Facebook, ori într-o notă la sfârșitul, nu la sfârșitul, sub această înregistrare, câteva informații cum să lucrați pe scurt cu această ceacră. Mai există un mesaj pentru unii dintre voi din seria acestor cărți experimentale ale mele. Ați încheiat un ciclu, aveți luni, lumea, ați încheiat un ciclu de viață, am senzația că ați încheiat un ciclu de viață cu cineva. Pentru că mi apare moartea. Da? Des. Moartea. S-a încheiat ceva din viața voastră. Interesant este că apare în poziția aceasta. Ce îmi place la această imagine este că, și din acest motiv am și ales-o. Aici sunt două lumi, două lumi separate și totuși conectate. Da? Puteți să vedeți? Ia. Două lumi separate și totuși conectate una la cealaltă. Este o lume în care se cade, se transformă și apoi tot ce s-a transformat crește într-o altă formă, într-o altă dimensiune. Ei bine, această carte este invers. Pentru unii dintre voi, sunteți într-un moment de transformare după o situație. După un ciclu de viață, după o situație gravă, după o pierdere, voi știți de care natură, da? Moartea nu vine oricând, ci vine neașteptat în mod special. Voi vă transformați acum, sunteți în acea perioadă în care celulele se transformă. Încă n-ați ajuns să manifestați creșterea, reînvierea, dar sunteți în momentul de transformare. Dark Night of the Soul, cum se zice, noaptea întunecată a Sufletului. În momentul în care vă veți transforma, veți reuși să începeți să manifestați acest, acest Page of Fire, valet de foc, de bâte. Să începeți să manifestați un nou stadiu pasional, pentru viața voastră. Eventual să începeți să vedeți viața cu drag, cu bucurie. Probabil că ați fost depresiv, că nu degeaba v-a apărut această carte, nu degeaba vă transformați. În momentul în care veți începe să manifestați acest, această pasiune pentru viață, veți prinde aripi. Aceasta e cartea pentru zbor. Veți prinde aripi. Poate vă veți conecta la îngeri și poate atunci veți înțelege ce înseamnă să studiezi lumina și dragostea. Poate, practica face parte din această perioadă de transformare a voastră. Sper că mă înțelegeți felul de a mă exprima. Pentru alții, este posibil ca cineva, într-adevăr, să fie cineva apropiat, mai mult sau mai puțin apropiat, cineva să fi murit. și de acolo din ori de unde sunt ei să comunice cu voi la nivel spiritual pentru că sufletul reprezintă și spiritul, da? Să comunice cu voi la nivel spiritual și să vă dea avânt, să vă susțină. Să vină ca un înger de foc, ca un înger cu aripi în jurul vostru și să vă consilieze, să vă protejeze, să vă ghideze. Valetul de băte sau de foc este o persoană care se exprimă cu pasiune și care poate să exprime și noțiuni legate de spirit. Repet, focul înseamnă și spirit. Acum să trecem la cărțile clasice. Pentru luna martie, ce aveți? Aveți puterea, șase de spade, soarele, invers. Și șapte de bâte, bineînțeles cu clarificările de rigoare. Cred că la începutul lunii martie vă regăsiți un anume soi de putere, că doar vă transformați unii dintre voi. poate ducându-vă la un consilier mai special pentru sufletul vostru, la un prieten, la o prietenă sau o persoană care e foarte intuitivă, discutând cu ei, vă descoperiți o parte puternică a voastră pe care nu o știați, deși în general fecioare sunt conștiente de forța lor, dar nu toate sau sunt momente în care mai uităm toți calitățile cu care ne-am născut. Oricum, începutul lunii martie vine cu... Această carte superbă este o arcană, arcană majoră, scuzați-mă, arcană majoră, care se manifestă în lumea, în partea spirituală. Probabil că reușiți să vă temperați niște impulsuri, dar cred, pentru că aveți ca și clarificare Regina de Băte, cred că unii dintre voi aveți o prietenă în semn de foc. Că nu degeaba aveți aici, aici leul și aici este fecioara. Fecioara cu leul. Probabil că aveți o prietenă, leoaică, un prieten leu sau, nu neapărat leu, berbec, săgetător, care vă, vă este aproape și această prietenie, dar e o prietenie, să nu uităm că aveți și consiliere, da, e o prietenie, vă, vă întărește și vă susține într-o alegere. De asemenea, puterea apare după o perioadă de mari greutăți. Și, evident, în momentul în care te transformi, te simți ca și mort. Ca și când nu existi, te transformi și reînvii într-o altă formă. Ei, această perioadă aduce puterea în viața cuiva. Vă descoperiți niște resurse nemaipomenite și, mai ales, când vă conectați la intuiție, la sentimente, la vise. Repet, pentru unii poate să fie o persoană în semn de foc sau în semnul leului care vă este aproape. Poate să fie o persoană care practică, nu neapărat magia, studiază astrologia sau alte chestiuni ezoterice și vă, vă susține într-o... în regăsirea spiritualității. În regăsirea spiritualității. În cazul în care... N-ați fost foarte conectați la, la acest aspect, că nu degeaba aveți studiați lumina, și, studiați lumina și dragostea. Pentru săptămâna a doua, sau la un moment dat, în martie, veți dori să plecați. Nu simt, deși este posibil, dar nu simt în acest moment că vreți să plecați de lângă această persoană în, semn, în semnul leului. Simt că de, v-ați descoperit puterea să plecați dintr-un loc care nu mai corespunde valorilor dumneavoastră. Este o detașare mentală, de un trecut, da? În care poate ați pierdut pe cineva și a stat foarte mult depresiv, da? Repet, nu degeaba aveți, studiați lumina și dragostea. Începeți să studiați aceste aspecte, vă găsiți puterea și vă descoperiți la un moment dat în martie, pregătiți mental sau detașați mental de un trecut destul de neguros și gata de călătorie. Călătorie către ce? Către o zonă mai luminoasă, cum am spus și când am interpretat această carte. O zonă mai caldă, mai luminoasă, în general șase de spade, asta reprezintă călătoria de la întuneric către lumină, de la frig către căldură. Ideea este că vreți să călătoriți, și ca și clarificare ați primit ce frumos asul de monede și nebunul. Nebunul este și el un mare călător. Este un doritor de a-și asuma niște riscuri într-o nouă etapă, într-o nouă călătorie a vieții sale. Nu își iau, după cum vedeți, prea multe bagaje, au o floare, o desagă și cam atât, dar au multă, multă încredere în Dumnezeu. Repet, vă găsiți spiritualitatea. Din punctul meu de vedere, este mult mai important acest aspect decât acesta, material. Acum alegeți dumneavoastră ce vă convine. Eu, ca și cititor, prefer să mă concentrez pe aceste aspecte. Dar, după cum vedeți, vă vine și aspectul material. Vă vine un ajutor, o propunere de. Colaborare, un dar, un spor, care văd că apare și aici după ce luați decizia. Stați mult, vă gândiți, dar decideți să plecați sau decideți să lăsați în urmă ceva și să manifestați un spor, o abundență. Văd că apare și aici, da? 9 de monede, asul de monede, da? O luați de la zero într-o privință. În următoarea săptămână sau nu musai, repet, nu musai pentru că timpul e fluid, veți avea într-adevăr o oarecare dezamăgire. Poate să fie cu un copil, să vă supărați un pic cu copilul, sau să mai resimțiți pentru un moment din tristețile trecutului, da? Nici aici cine pleacă nu este foarte vesel, da? pleacă într-o altă direcție pentru că nu se simte confortabil, pentru că nu este fericit. Și pentru această călătorie are nevoie de putere. Are nevoie să manifeste această regină de bătă care este întreprinzătoare, este pasională. Poate să fie și un bărbat, evident, dar vorbim de energie. Vreți să întreprindeți ceva, o nouă direcție, să manifestați acest nebun care va găsi asul de monede. Repet, cred că o energie oarecum mai veche care să resimte, probabil că va fi lună plină, da? că tot mergeți către lună plină și în general cam pe 20, 19-20 lună plină. Și poate în acea, acea perioadă nu o să fiți tocmai în apele voastre, dar totuși, iar dacă vă detașați un pic mental de acest trecut, Roata norocului se învârte, este Jupiter în folosul vostru, în beneficiu vostru, într-un fel sau altul, destinul vă aduce niște întâlniri karmice, niște întâlniri de destin și reușiți să vă mobilizați, să mergeți înainte. Faetonul această, una din aceste simbolistici, Reprezintă și dorința de a merge înainte și, în mod special, de a merge către destinul vostru. Faetonul întotdeauna merge către stea, către vindecare. Vreți să vă vindecați, da? Că doar nu ați fost fericiți și arată și soarele că nu sunteți fericiți, da? Dar simt că, totuși, în această perioadă, reușiți mental să lăsați în urmă o tristețe, o, un disconfort, o problemă și. Să vă mobilizați, să mergeți înainte, pentru că Jupiter ce timpul, timpul a hotărât sau ă, universul a hotărât că acum este timpul să mergeți mai departe. Și în momentul în care veți manifesta faetonul, vă veți mobiliza, ve, veți călătorii, probabil că veți călători, aveți două cărți care arată 4, care a, trei care arată călătoria. În momentul în care veți călători către a vă descoperi, a consilia sau a vă consilia cineva, a studia, da? atunci vă veți regăsi soale, bucuria. Soale reprezintă și o trezire spirituală deosebită. Către sfârșitul Martie, probabil că odată cu soarele în berbec, pentru unii dintre voi, veți avea niște provocări, pentru că e deja în semn de foc, aveți un șapte de băte, o energie foarte combativă, de defensivă, cum vreți voi. Probabil că trebuie să luptați cu niște blocaje care vă stau în acest drum. Da? Să vă arăt toate cărțile care reprezintă drumul. În primul rând, acestea, alături de roata norocului care reprezintă schimbare și timp universal care e în favoarea voastră. Da, probabil că la un moment dat, spre sfârșitul lui martie, simțiți că cineva se pune contra, vă blochează drumul, poate încerce, încearcă să vă blocheze evoluția sau uh, manifestarea acestei noi etape a vieții voastre, care vă va aduce spor, să nu uităm, și va trebui să luptați contra lor, contra obstacolelor, ca și clarificare ce ați primit. Să nu uităm că șaptele de, de băte vine după șase, după o victorie, da? Deci voi veți ajunge oarecum la niște bucurii, puteți să întoarceți soarele în poziția normală și să manifestați această victorie și apoi să luptați pentru victoria voastră. Ca și, scuzați-mă, ca și clarificarea ați primit aceste cărți. Însă ele interesant au venit în această poziție. Probabil cine vă blochează? Haideți să vedem. O persoană toxică. O persoană toxică. Toxic înseamnă foarte multe. O persoană egoistă care are nevoie de atenția voastră. O persoană care nu se știe încă justiția în această poziție. Nu este nici cu capul în jos, nici în poziție normală. E undeva între. Nu se știe exact dacă este corectă sau incorrectă. Dar având acest diavol, este clar că la un moment dat nu a fost corectă. E o situație care ține de comunicare, de relație. Justiția reprezintă de obicei balanță, casa, a, casa, relațiilor, da? Balanța. Poate probleme în justiție, mai mult sau mai puțin, dar nu, se, nu simt că ar fi legat de justiție. vorba de justiția între două persoane, corectitudinea unei relații. O persoană care nu e nici clară, nici neclară, e un stand-by. Și, după cum vedeți, toate aceste cărți vi s-au așezat pe acest șapte de bâte, da? Toate aceste cărți vă blochează oarecum pentru un moment victoria reușită, dar, cum sunteți deja manifestat semn de foc, veți reuși să-i puneți la punct și să vă vedeți drumul vostru. Simt că pentru unii dintre voi va trebui să impuneți niște reguli și să vă exprimați adevărul și care este adevărul vostru că voi aveți nevoie de spiritualitate, de seriozitate, de angajare, de o atitudine fermă și corectă. Numai așa puteți să fiți fericiți. Cine vine altfel, cine vă lasă în spate și vine și iar revine, nu poate să stea în viața voastră. Aș vrea, pe foarte scurt, să vă citesc cuvintele și imaginile care mi-au apărut în meditație. Pentru unii dintre voi. În primul și în primul rând, la începutul meditației, am simțit o lumină orbitoare. Să nu uităm că, după această meditație, am primit și aceste cărți: Lumină și Dragoste. Interesant cum vin. Am auzit cuvântul joc. Poate unii dintre voi da, ați fost supărați și trebuie leul, soarele, este și o e o persoană jucăușă să vă regăsiți copilul interior. Acum nu, acum poate sunteți foarte serioși, ca o adevărată fecioară, da, foarte serioși, trebuie să, n-am zis să fiți serioși, să vă regăsiți copilul din voi. Probabil că nu degeaba a apărut acest mea am auzit acest cuvânt. Unii dintre voi s-ar putea în această perioadă să aveți probleme cu urtica, cu intestinele. În fine, ce-am mai, ce mai văzut, valetul de monede și șase de monede, ceea ce iar îmi confirmă că veți începe un proiect, un lucru, da? Avem nebunul, avem asul de monede. Primiți această ofertă la nivel uh, spiritual. Dumnezeu a hotărât că e timpul să vă ofere într-un fel sau altul și voi primind-o, pentru că vă conectați la ce? La vise și la sentimente, o primiți și începeți să o manifestați prin acest valet de, de monede care vă va echilibra viața. Șase de monede. Poate primiți un ajutor financiar pentru unii dintre voi. Apoi am auzit o întrebare și iar îmi, îmi confirmă și mă, mă încântă când, când se confirmă lucrurile așa. Am auzit pe cineva întrebând ce este dragostea. Este confort? Este luptă? Este transformare? Ce este? Și probabil că dragostea are totuși legătură cu Lumina. Și trebuie să studiați această problemă, să o practicați în momentul în care o înțelegeți, și apoi să o transmiteți mai departe. E o, un mesaj care vine acum pentru o perioadă mai îndelungată. Iar am auzit cuvintele. Sunt ca un boboc. Probabil pentru unii dintre voi, unele dintre voi, încă nu ați manifestat această forță fantastică, această pasiune, această energie, această regalitate pe care o puteți avea. Nu ați înflorit. Și din acest motiv aveți și moartea invers, trebuie să vă transformați. Din acest motiv, probabil, soarele n-a fost în poziție normală, trebuie să-l aduceți voi în poziție normală, adică să înfloriți, da? Să înfloriți. Unele dintre voi trebuie să înfloriți. Vedeți că și floarea acestei regine este deschisă. Sunteți frumoase, sunteți pe cale să radiați, dar trebuie să mai studiați un pic, să practicați și să aveți încredere, da, încredere în voi. Am mai auzit un lucru. Cine vrea să ia acest mesaj bine, acoperă-mi inima. Nu, acoperă-mă cu inima ta. Nu știu, am senzația. După acest, aceste cuvinte, acoperă-mă cu inima, ta, te iubesc. Am văzut pe cineva care îmbrăca pe altcineva într-o haină de lumină. Era un om, nu era înger. Deci nu era un mesaj din partea unui înger. Poate cineva care s-a dus, cum am spus mai devreme, vă trimite mesaje de dragoste, de lumină, da? Vă susține în viața voastră aici pe pământ. Acoperă-mă cu inima ta. Te iubesc. Și apoi am văzut pe cineva, un om, nu un înger, îmbrăcând pe altcineva într-o haină de lumină. Apoi am văzut și cam, o să mă apropii de final, că cineva avea în mâini două lucruri total diferite. În stânga avea un foc, în dreapta avea un vârtej de apă. Dacă aveți dorința să mă căutați pe Facebook să discutăm acest simbolism, sunt deschisă. Dacă nu, căutați-l, eventual puteți să exprimați în comentarii. În stânga mâinii exista un foc, în dreapta un vârtej de apă. Apoi în inimă am simțit un diavol, temperanța, și soarele. Revin, cineva din în viața voastră e toxic, cineva trebuie să și găsească, ce înseamnă temperanța? Înseamnă echilibru spiritual, cineva trebuie să descopere lumina, dragostea, să aibă încredere în intuiția și în îngerii și protecția pe care o primiți, da? Și atunci veți reuși să lăsați diavolul în spate și să manifestați acest soare. Sper că... Ar mai fi multe mesaje, dar sper că acestea au fost suficiente și vă doresc dragoste și pace. Vă iubesc numai bine. La revedere!